În raionul Basarabeasca, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată și în acest an printr-o serie de acțiuni menite să consolideze solidaritatea socială și respectul între generații. Cu această ocazie, reprezentanții administrației raionale au organizat în satul Sadaclia o masă de sărbătoare pentru a felicita bătrânii din această localitate. Сегодня я имею честь присутствовать здесь, в Садаклее. Село Садаклея – это одно из крупнейших сел нашего района Басарабяска. И сегодня здесь собрались вы, люди, которые имеют за плечами не один десяток лет прожитой жизни, которые имеют опыт. Вы всю жизнь трудились, поэтому я хочу от себя лично, от имени районного совета, искренне поздравить вас с этим праздником. Молю Бога крепкого вам здоровья, благополучия, всего самого доброго в вашем лице, в вашей семье, ваши дети, ваши внуки, чтобы все это окружение всегда, чтобы относилось с уважением к вам. Președintele raionului Basarabeasca, pe lângă felicitări, a mai venit și cu promisiuni de protecție. Я хочу вас уверить в том, что лично я совместно с районным советом мы будем делать все возможное и необходимое, чтобы у вас была более достойная жизнь, чтобы у вас было большее уважение к вам, чтобы все, что делается в селах, чтобы это было именно во благо жителей нашего района. De asemenea, a mulțumit bătrânilor din sat pentru efortul depus la prosperarea localității și pentru aportul semnificativ adus în cadrul Organizației Persoanelor în Ietate, Tezaurul Națiunii, din Basarabeasca, din cadrul Partidului Democrat. Acest eveniment a urmărit scopul de a invita persoanele în ietate din acest sat și pentru a reflecta chestiunile care îi afectează. Avem probleme de sănătate, probleme că copiii nu sunt cu noi, sunt departe. Asta e cea mai mare durere pe care o avem. Dorim să avem sănătate, statul să aibă grijă de noi. Procesul de îmbătrânire a populației reprezintă în primul rând o provocare la nivel economic, pentru că odată cu trecerea timpului vor fi din ce în ce mai puțini tineri înscriși pe piața de muncă. Pământul bun ca aurul și așa de că nu sunt locuri de muncă, nu are cine lucra. Dar cine să lucreze? Aici bătrâni de amă nu se mai duc. Și așa tineri s-au dus după bani. Dorim să fie bine, măcar acum să înțeleagă conducătorii între dânșii, să nu se sfădească și să aibă grijă de lume, mai ales de noi bătrânii, să nu ne obișnuiască. Aș dori să le doresc tuturor celor de față și celorlalte persoane în ietate de la noi din localitate, sănătate, pace în țară, pâine și sare pe masă. Persoanele în ietate își doresc un trai decent și sănătos. Autoritățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Astăzi, cu pensionarii noștri, noi am celebrat Ziua Persoanelor în ietate, sărbătoare internațională, care să cutim că e necesar că e să fie sărbătorită, deoarece oamenii aceștia au dus o viață activă, toată viața, au muncit, e necesar ca să avem grijă de dânșii, să muncim, să facem tot ce e posibil pentru a ridica pensia acestor oameni și a le crea condiții pentru o viață mai bună. Conform estimărilor din decembrie 2013, în Moldova trăiesc circa 495.000 de pensionari.